Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să ne și scrieți, să transmiteți mesajele dumneavoastră către invitații mei, de ce nu poate și întrebări pe care doriți să le adresați și la care doriți să aflați răspunsuri. Să nu uitați și de canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenție dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și unul dintre poate cele mai importante evenimente ce vor urmează să aibă loc în reședința de județ, un eveniment care, zic eu, că ar trebui să aibă răsunet în întreg județul Hunedoara. Vorbim de 113 ani de când teatrul din Deva a avut primul spectacol. Este, după cum bine știți, de notorietate deja faptul că în ultimii ani teatrul din Deva a cunoscut așa o ascensiune extraordinară. În prezent vorbim de 10 de spectacole, producții proprii care sunt jucate atât aici în județul Hunedoara, cât și în celelalte județe, chiar și dincolo de granițele țării. Asta înseamnă foarte multă muncă, multă implicare din partea celor care administrează acest teatru, dar implică și foarte multe costuri și, de ce nu, proiecte pentru dezvoltarea acestui mare și important teatru din județul Hunedoara. Astăzi, alături de mine, îi am pe domnul Mihai Panaitescu, managerul Teatrului de Artă Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Și domnul Ion Bădin, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, sunt pentru prima dată la dumneavoastră în studio și mă bucur și sper să nu să nu fie pentru ultima dată, exact. Vă așteptăm de fiecare dată cu mare drag. Moment de mare sărbătoare, da? În acest an, iată, 113 ani, ori fi mulți, ori fi puțin pentru un teatru, domnule Panaitescu. Pot să spun că sunt suficienți, nu pot să spun așa ceva. E important pentru că dacă stăm să ne gândim că în acea perioadă de cam 30 de ani au fost construite cele mai importante clădiri din oraș. Mă refer la clădirea Consiliului Județean, la Palatul Justiției, care vis-a-vis de Consiliul Județean, primăria, spitalul de copii, spitalul vechi. Care s-au transformat în oarecum în embleme ale orașului. Embleme ale orașului. Sunt niște clădiri care, cu arhitectură deosebită. Exact, este o arhitectură de început de secol. 19, Art Nouveau, stilul este secesion vienez, ramura maghiară, care dau, exact cum a spus, amprenta acestui oraș, oraș-cetate. Dacă stăm să ne gândim că populația era mult mai puțin numeroasă și nu existau aceste cartiere, Casa de Cultură, noi suntem aici într-o zonă construită ulterior și era în jurul acestui centru poziționat acești locuitori ai cetății, un teatru de dimensiune asta și de arhitectură asta era un eveniment deosebit. Pentru că el este unic prin arhitectură și cu o capacitate destul de mare, sunt 420 de locuri pentru vremurile. Așa a fost de conceput încă din acea au fost vreme? Mai multe inițial, dar s-au redus numărul de locuri pentru a fi mai comod pentru spectatori. El a fost gândit ca un teatru muzical, un teatru polivalent, să-i spun. Are și acum fosă pentru orchestră și posibilitatea de a fi reprezentate pe scena lui și spectacole de operă și operetă. De-a lungul timpului a avut mai multe. Multe, da. Denumiri, să spunem. Deci, marțea viitoare a fost, este exact aniversarea 113 ani, 23 aprilie și cu această ocazie invităm prin dumneavoastră, prin micile ecrane care acum sunt din ce în ce mai mari, pe toată lumea. Este o intrarea gratuită la spectacol, limita locurilor disponibile și să participăm împreună, să ne bucurăm de acest eveniment. Spectacolul care va fi jucat? Interludii de Alexander Hauswater, ultima noastră premieră în coproducție cu Teatrul de Sârbu. Cea mai recentă. Cea mai recentă, da, ultima. Cea mai recentă, dacă ultima sună. Sub nicio formă să nu fie ultima, pentru că ne-ați obișnuit și pe noi și pe cei care vin din ce în ce mai des la Teatrul de Artă Deva. Ne-ați obișnuit cu multe producții
inclusiv coproducții, pentru că nu vă lăsați așa doar aici pe plan local, treceți granițele. O, trecem, da. Chiar la sfârșitul lunii mai, începutul iunie, avem 8 spectacole în Germania, în Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg și Frankfurt. Sunt convinsă că sunt sute, poate chiar mii de români care vă așteaptă. Sunt în jur de 65 de români în zona aia. Mai mult decât în Deva. Domnule Bădin, este importantă, așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, și finanțarea până la urmă și sprijinul financiar pe care o instituție de cultură o are din partea Consiliului Județean Hunedoara. În ultima perioadă ați accelerat așa cumva tot ceea ce înseamnă sprijin și, din câte știu, și echipa pe care domnul Panaitescu și-a conturat-o aici este formată acum din actori care sunt aici, de sine stătători acum. Așa este. În actualul mandat în care președinte este domnul Nistor Laurențiu, am declanșat ofensiva culturală pe care o continuăm. Încheiem mandatul de 4 ani acum în vară, de fapt în toamnă, alegerile sunt în 9 iunie și această ofensivă culturală va continua, ținând cont că în subordinea Consiliului Județean sunt cele două teatre, Teatrul din Deva și Teatrul Dramatic de Sârbu din Valea Jiului, care și din fericire le păstoresc, le am în fișa postului, Biblioteca Județeană și Centrul de Artă și Cultură. Ați văzut, Opera Nights și așa mai departe, am extins-o în mai multe orașe din județul nostru și, așa cum spuneați, datorită, în primul rând, președintelui Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor, asigurăm o finanțare pe măsură atât teatrelor, cât și Centrul de Artă și Cultură, cât și Bibliotecii Județene. Aici vreau să vă spun că știți prea bine că în perioada pandemiei, și Mihai știe acest lucru, foarte multe teatre și-au trimis personalul și actorii acasă în șomaj tehnic. Acest lucru nu s-a întâmplat cu instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean, și-au desfășurat activitatea în continuare online și și-au primit salariile de 100%, fără să fie afectate salariile. În al doilea rând, sigur că susținem actul de cultură și este o bucurie a mea că în mandatul meu s-a întâmplat și transformarea teatrului din Deva, din teatru de proiect, teatru de repertoriu, lucru foarte, foarte important, pentru că Mihai a reușit să-și facă până la urmă o echipă stabilă de actori, da? Pentru că în teatru de proiect aducea actori din diverse, jucau și plecau. Acum are în organigramă și are actorii lui și i-am înrădăcinat aici. Are o echipă foarte tânără și de mare perspectivă. Eu sunt mulțumit atât de activitatea teatrului din Deva, am o relație foarte bună cu atât cu Mihai Panaitescu, cât și cu Irina Podea, cu managerul teatrului din Petroșani, acolo unde am avut ceva probleme. Au fost bine că s-au încheiat acele rezolvat probleme, și e bine să da. În același vedem timp, ce se întâmplă acum. În același timp, ca și om care răspund de ambele teatre, i-am rugat și i-am rugat pe cei doi manageri ca cel puțin într-o stagiune teatrală 6 spectacole ale teatrului din Deva să fie jucate pe scena din Petroșani și 6 spectacole din repertoriul teatrului din Petroșani să fie jucate pe scena din Deva, în afara faptului că ei se deplasează și în județ, acolo unde au posibilitatea și există săl ca să joace în fața spectatorilor. O coproducție. Da. Și are dreptate și l-am spus că în fiecare an să aibă și o coproducție, teatru Deva cu teatru din Petroșani, ceea ce s-a și materializat. Asta a fost a treia coproducție, da. Marele regizor, să știți că nu-i puțin lucru ca să ai, să zină Hauswater să monteze în județul Hunedoara, acest mare regizor, nu numai al României, dar și al lumii, care a montat în lumea întreagă. Și domnia sa l-am și primit, a fost la mine la început, când a venit să monteze interludii, cu Mihai și cu Irina, au fost la mine la Consiliul Județean la birou, am avut o discuție cu domnia sa,
citisem și eu despre, mă informasem documentat înainte, sigur, cum e da, firesc. Așa să vine și unui fost jurnalist, da? Exact. Și după, știu că a fost o muncă titanică, i-a supus, i-a biciuit pe actorii care au, am stat de vorbă cu câțiva și erau săraci și storși. Dar faptul, premiera de la Deva, da, din 11 și după două zile, 13 la Petroșan, ambele spectacole sold out și modul în care a fost primit de către public această piesă spune totul, inclusiv criticii de artă care au scris despre acest spectacol și inclusiv părerea regizorului Hausvater, că este un regizor care cele mai mici detalii nu... E destul de exigent, da. Sau poate chiar foarte exigent. Vom continua, când vine vorba de... cum spuneam, vom continua pe același teatre. Trend să finanțăm cele două teatre, că vorbim și despre teatrul din Deva, în principal cei 113 ani. Din, aia, din cei 113 ani, mă bucur că 3 ani și ceva coordonez activitatea acestui teatru. Mă bucur încă o dată de modul în care lucrează Mihai Panaitescu la teatru. Sigur că datorită lui a ajutat și promovarea teatrului din Petroșani de a participa la un mare festival internațional care se desfășoară în fiecare an în Republica Moldova la Chișinău sub egida marelui regizor Alexandru Grecu, care este și președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova, și deja un prieten vechi al lui Mihai și un prieten deja vechi și pentru mine, care mi-este drag și este și regizor angajat la teatrul din Deva. Și începe luna viitoare, da. Îmblânzirea Scorpiei. Are obligația de a monta două premiere în fiecare an, Alexandru Grecu la Alexandru Grecu la Deva. Deci este o onoare pentru teatrul din Deva și teatrul din Petroșan să participe la acest mare festival care este în fiecare an la Chișinău, alături de trupe importante din România și nu numai și din alte țări. Așadar, încă o dată spun răspicat și cred această ofensivă culturală va continua, iar prin eforturile care le face conducerea Consiliului Județean, în care, sigur, prim solist, cum se spune, este domnul Laurențiu Nistor, vom asigura bugetele necesare desfășurării activității teatrelor și a teatrului din Deva, pentru că numai prin cultură putem să educăm, să ne educăm și să fim acolo unde trebuie. Ce este extrem de important în acest an 2024, să punem accent și pe cultură, sau mai mult să punem accent pe cultură, deși unii spun nu avem nevoie, de ce m-aș duce la un spectacol de teatru este când pot nevoie. Să iau telefonul în mână, să văd așa câteva să filmulețe și aici se reduce totul. Până la urmă, noi suntem cunoscuți prin cultură și sport. Indiferent ce am face pe aici, primii care sunt observați și care sunt ambasadori ai județului nostru și în țară și peste hotare sunt acești factori culturali și sportivi. Uite cum e Corvinu, de exemplu, care are din succes în succes. Teatrul nostru care este chemat în fiecare an în Germania și de două ori chiar avem două turnee în Germania, a fost în Belgia, la Bruxelles și Anvers și în Franța, în, mă rog, la Viena. Noi am călătorit destul de mult în ultimii ani. Eu sunt de 20 de ani la Teatrul din Deva. Ați trecut prin multe etape. Toate etapele. Sau chiar toate, aproape toate. Da, din nefericire, cam toate etapele. Am stat cu muncitorii 5 ani acolo la reconstrucția lui, care el s-a menținut, deși acum 13 ani s-au închis lucrările de renovare. Este într-o formă foarte bună și astăzi, nu trebuie nimic renovat, funcționează și la cote maxime. Apropo de treaba asta, încă o dată vreau să accentuez faptul că este meritul actualei conducerii a Consiliului Județean, faptul că de un an și ceva, da, printr-o hotărâre de Consiliul Județean aprobată în unanimitate de către consilierii județeni, am reușit să transformăm teatrul din Deva, din teatru de proiect, în teatru de repertoriu și Mihai poate să spună mai mult ce înseamnă acest lucru de fapt. Înseamnă enorm, pentru că cu mult timp în urmă, cu cred că sunt 16 ani de zile, el a fost transformat din teatru de repertoriu în teatru de proiect și au rămas decât 5 posturi, ceea ce este aproape imposibil să funcționezi
în 5 oameni, dar totuși noi nu ne-am lăsat. Mai ales în condițiile în care deja aveați un plan foarte ambițios în ceea ce privea spectacolele. Degeaba aveam noi plan, că n-aveau alții. N-aveau alții plan. Eu m-am străduit în 5 oameni să ținem viu. Jucam în foaier sau la Casa de Cultură și tot teatrul a funcționat. Nu s-a oprit niciodată din a produce. Am avut la un moment dat, acum pare o glumă, dar eram și regizor tehnic și luminist și sunetist și regizor și scenograf. One man show. Da, și aveam o singură actriță, era Izabela Hașa, poate ne urmărește. Roxana era în concediu de maternitate pe vremea, așa a scăpat ea concedierii colective. Așa a fost o concediere colectivă. Iar ce a făcut Consiliul Județean acum este, în afară de o reparație morală pentru actorii și artiștii din acest teatru, un pas mare înainte către valoarea producțiilor noastre. Și asta se vede pentru că numărul de producții aproape s-a dublat, numărul de spectacole e mai mult decât dublu, pentru că noi deservim și alte orașe, cum e Hunedoara, cum e Bradu, cum este Orăștie, câteodată și Simeria, Petroșani, deci nu stăm într-un singur loc. Hunedoara, care are o sală de spectacol extraordinară, care, nu că vreau să mă laud, dar se datorează această renovare, reparație capitală tot fondurilor, tot Consiliul Județean, da. Care primăria din Hunedoara, prietenul meu Dan Bobolțanu, nu avea fondurile necesare, am preluat-o la Consiliul Județean, am făcut-o la nivel internațional și am redat-o din nou primăriei din Hunedoara. Și actorii Teatrului de Artă de Vară, da, și cei de la Petroșani, atunci când au spectacole, da, pot jucat să le acolo susțin și sunt foarte mulțumiți de... Și Bradu are o sală foarte frumoasă, da, exact. Foarte frumoasă și modernă, deci noi, județul Hunedoara, stăm foarte bine din punctul ăsta de vedere, având în vedere că există în România județe fără teatre. Și se vede foarte mult în nivelul de... Hai să-ți mai spune nimic. Nivel. Se vede nivelul și se vede nivelul și aici, da, nu? Da, da, da. Și vreau să mai accentuez o treabă, că suntem interactivi, da, așa. Spunea Sandu Grecu, că și el montează la multe teatre din țară, reputatul regizor din Republica Moldova, îmi spunea, zice, excelență, de câte ori mă duc în alte județe și montez, le spun de fiecare dată ceea ce face Consiliul Județean Hunedoara pentru actul de cultură acolo. Păi s-a simțit lucru și în județul Hunedoara ce se întâmplă în lucru, zice, că este extraordinar, trecut. Zice, cum se preocupă Consiliul Județean de cultură față de alte județe. Zice, tot timpul le spun acolo unde merg să ia exemplu de la județul Hunedoara, de la Consiliul Județean Hunedoara. Până la urmă, asta cred că ar trebui să fie o normalitate în toate județele sau măcar în reședințele de județ, că spuneați că sunt județe în țară care nu au măcar un teatru. Da. Ar trebui să fie asta o normalitate, de fapt, să avem cultura cât mai aproape de oameni, pentru că prin cultură, prin ceea ce faceți dumneavoastră, educați până la urmă. Chiar dacă uneori nu ne dăm seama atunci după ce urmărim un spectacol, noi am mai discutat și de multe ori dacă plecăm așa dând ușor din buze după un spectacol, înseamnă că v-ați cam atins scopul. Dacă există comentarii și oamenii își pun probleme când ies din sală, înseamnă că am reușit să facem un lucru bun. Pentru că oamenii trebuie să-și pună întrebări. Iar aplauzele fac totul. Aplauzele modul în care se aplaudă sau ăsta dă valoarea unui... spectacol, sigur, pentru că până la urmă acolo noi spectatorii sunt sincerele aprecieri, spectatorii de suntem cei care dăm nota spectacolului respectiv și actorilor, modul în care au jucat. Și zic eu că, exact cum spunea, să știți că spunea maestru Hauswater, că de fapt cele mai importante la ora actuală sunt teatrele mici, teatrele din, nu teatrele din, să zic, din București. Oare de ce? Și în lume, zice, teatrele mici, trebuie văzute, aveți actori excelenți. Vă spune de ce. Și s-a convins. Teatrele mari cu actori notorii nu pot face producții mari pentru că sunt implicați actorii în enorm de multe producții și în filme, și în reclame, și în seriale, și nu pot veni la repetiții. Actorii mari nu-i poți lua pentru că nu-i poți ține o lună și jumătate sau două luni de zi la repetiții zi de zi pentru că au alte programe și nu poți să faci. Iar teatrele mai mici, teatru din Deva, un teatru mediu, nu e un teatru mic, e un teatru destul de mare și ca număr de locuri și ca dotări și mă refer și la scenă,
este un teatru care poate oferi șansa unui regizor important cum este Alexander Hauswater să poată să ducă un proiect. Eu nu cred în vedete. Eu sunt convins că nu cred nici în provincialism. Eu sunt convins că lucrurile foarte bune pot ieși din zone mai puțin cunoscute sau mai mici, cum este Hunedoara. Și lucrurile bune, poate mai bune decât în capitale sau în capitala țării sau orașe foarte mari, cum este Cluj, Timișoara. Pentru că este o dorință foarte puternică de afirmare în aceste teatre mai mici decât teatrele mari, care au o anumită rutină. Și uite că vin să monteze la noi în județ regizori de mare anvergură, adică am montat care acum domnul Hauswater, care va mai reveni, am înțeles că își dorește să mai vină să monteze. Dumitru Acriș, un regizor excepțional și tânăr din Republica Moldova, Ciuleandra, care tot spunea că o să vină să se joace și se joacă cu casa închisă de nu știu câte spectacole la Petroșani. Neapărat. Neapărat. Este un spectacol merită. Eu l-am văzut în două producții. În producția muzicală a lui Sandu Grecu, o producție care durează de vreo 30 de ani și se joacă cu mare succes și acum, și în producția ginerelui domniei sale a lui Sandu Grecu în montat altcumva. Vă spun, am fost la premieră la Petroșani și am stat cu fără să răsuflu așa, decât foarte rar, cu inima strânsă tot spectacolul. Am trăit efectiv, mai ales că se joacă pe spectatorii sunt pe scenă, în jurul spectacolului. De aia spuneam, domnul Frunză și așa mai departe, deci vin cu mare drag regizori mari ai României și numai și cum e și Sandu Grecu, să monteze în județul nostru. Și asta spune mult, până la urmă, despre faptul cum au crescut valoarea acestor trupelor de la Deva și de la Petroșani. Spuneați că domnul Hauswater își dorește să revină la Deva. Și va reveni. Da, spun actorii, după experiența interludică, îmi spuneați mai devreme că a fost așa. Să mai facem o pauză. I-a biciuit. Da, la propriu. Da, e o muncă foarte intensă și toți o resimțim, inclusiv eu, o să trebuiască să-mi iau o perioadă de liber, pentru că se lucrează dimineața până seara târziu și nu există sâmbătă, nu există duminică și e greu, e foarte greu. Rezultatul este foarte bun. Da, noi spectatorii vedem uzura este ce foarte se întâmplă mare. Într-o oră da. Și jumătate. Ca și la un meci de fotbal, aceste antrenamente sunt dure, contează ce se întâmplă pe teren la meci oficial. Corect. Teatrul din Deva a fost construit majoritatea din donații publice. Dacă ar fi să se întâmple același lucru în 2024, credeți că am mai putea apela la cineva pentru a face donații pentru cultură? Vă spun direct, absolut nu. Da. Au mai încercat guvernanții cu statuia lui Brâncuș și n-au reușit. Și mi se pare firesc să se întâmple așa ceva, să fie donații publice. Acum când suntem în UE și există fonduri europene, există tot felul de fonduri pentru investiții, complicat. Pe vremea aia probabil că nu se putea altfel. Și s-a întâmplat, iar pe mine mă impresionează chiar dorința de cultură civilizatoare a populației de atunci, a cetățenilor din Deva. Că și-au dorit foarte mult acest teatru și era un refugiu reușit. Pentru ei. Da, nefiind televiziune, atunci. Internet, un spectacol, erau un motiv de a se întâlni, de a se îmbrăca frumos, plus că veneau spectacole de la Viena, de la Budapesta, de la Bratislava și era un teatru de referință. Gândiți-vă la câțiva ani este făcut și Teatrul Național din Cluj. Deci destul de foarte aproape. Mă rog, secția română mă refer. Acești 113 ani care ne pregătim să-i aniversăm marți în 23 aprilie. Chiar, la ora 18:30. Care este și o sărbătoare ortodoxă importantă a noastră, a ortodoxilor, Sfântul Gheorghe. Este și, da. Sigur că este și meritul lui Mihai pentru organizarea acestui eveniment, aproape 100%, dar Mihai merită și el să-l apreciem și să îl lăudăm pentru premiul care l-a primit de curând în Republica Moldova, da, la Gala Unitemului din Republica Moldova, unde a fost premiat și ne spune tot el mai mult despre acest premiu, care este
chiar iară sunt mândru pentru acest lucru. Cu toții suntem mândri că am văzut și noi acele postări pe... Am fost doi din România, Cristian Șofron, care a primit premiu pentru întreaga activitate, care este directorul Teatrului Stella Popescu, și băiatul cu câinele din toate pânzele sus, pentru cei care vă dați seama câți ani au trecut de atunci. Și din România doar noi doi. Dumitru Acriș a luat premiul pentru regie și pe bună dreptate, pentru că e un regizor excepțional. Va începe să lucreze la noi începând cu luna ianuarie 2025. După ce a lucrat la Petroșan. Da? La Petroșan va începe în toamnă, toamnă-iarnă, și după Petroșan se va muta la noi. Deci se îngroașă rândurile aici. Da. La le place. Lucrează foarte bine cu actorii. Și deși și el îi ține în forță, ca fiind mai tânăr, mai aproape de vârstă cu actorii, o relație mai specială între el și actor, și îl îndrăgesc actorii. Ne bucurăm foarte mult să vină Dumitru la noi, iar stagiunea următoare se pare că va fi una fulminantă. Deci n-ai vorbit prea mult despre premiul care l-ai primit acolo. Asta am remarcat acum că a ocolit așa foarte repede. Modestia nu duce la... Este un premiu, nu trebuie să fii modești în treburi din ăștia. Este un premiu de excelență pe care l-am primit din partea Senatului Unitem. Premiu care la propriu cântărește vreo 5 kg. Ei fac încă trofeele din bronz masiv, la noi mai multe plastic poleit. Ce se face? Au rămas așa într-o... Aveți nevoie de un suport, da, un suport destul de solid. Mi l-a pus în mână, mi s-a Mihai a montat și la Teatrul Satiricus, care este condus de către Alexandru Grecu, și a montat și la Bălți. Teatrul Național din Bălți, și acum au chemat iară. Și am zis că... Deci are valoare. Cu drag aș să mai nu face... Da. Nu, acum am avut o convenție cu conducerea de acolo, să-mi trimit actrițele aici să lucrez cu ele la DEVA, ca să câștigăm timp, că mi-e foarte greu să mă rup, să plec, de sunt foarte multe probleme administrative și o să lucrez așa. Și au acceptat să vină... Deocamdată, da, să vedem dacă soții lor le vor permite să vină... Să lipsească. Să lipsească... Păi trebuie să spui că ne ocupăm. Da. Să nu ducă lipsă. Da, păi acum glumim și noi, dar sunt actrițe foarte bune. Au un energie deosebită cei din Republica Moldova, plus că probabil că au, datorită influenței ruse, o apetență mare pentru mișcare, pentru cântat, pentru recitativ. E o provocare recitativ. Aceasta, da, pentru este, pentru că sunt școli diferite de teatru și ca regizor îți face bine să lucrezi cu oameni diferiți, cu educație educați diferit. Și apropo, vreau să vă spun că și publicul este diferit. Este un diferit, public, da, special, să știți, în Republica Moldova, la Chișinău, foarte legat de cultură. Vin umplu sălile de spectacole tot timpul, cel puțin am fost trei ani la rând, dar trei ani la rând am fost cu teatrul din Deva și cu teatrul din Petroșani în ultimii doi ani, de când au intrat și ei în acest festival internațional. Am participat la spectacolele jucate de cei din Deva și din Petroșani, foarte, foarte bine primite de către public, dar și de criticii de artă de acolo, de care scriu cronicile teatrale, care sunt foarte severi în aprecieri și ăștia, și au fost primite extraordinar de bine spectacolele jucate de către cei din Deva și teatrul din Petroșani. E un public mai care iubește mai mult artiștii. Da. La noi publicul nostru a început un pic să distanțeze, fiind foarte, majoritatea, ca să nu vreau să fiu rău, sunt puțin comozi, preferă televizorul sau alte evenimente, dar totuși numărul de spectatori e în creștere la teatru și mă bucur foarte mult că sunt din ce în ce mai mulți tineri, ceea ce este foarte bine. Pentru că ați reușit să ajungeți și la ei și pentru că ați reușit să puneți în scenă spectacole care să îi atragă și mai mult. Da, și din gură în gură, să știți că indiferent ce câte afișe ai pune prin oraș, dacă nu povestesc unii la celorlalți despre spectacol, reclama cea mai bună. Este foarte important să atragem tineretul cât mai mult, pentru că ca și pe unii poate chiar îi salvați, având în vedere contextul ce se întâmplă, actual, acest flagel al drogurilor și ăsta, violențe, și ăsta este ceva ieșit din comun, și atunci chiar invit și rog pe tineri să vină să participe la acest act de cultură. Teatrul este foarte important pentru cultura lor și nu le aduce decât beneficii.
Absolut. De-a lungul timpului, instituția de cultură de aici, de la Palele Cetății, a avut mai multe denumiri în diferite etape ale existenței sale și vreau să amintesc, să le amintesc, Teatrul Orășenesc, Ansamblul de Cântice și Dansuri, Teatrul de Estradă, Teatrul Arta, Teatrul de Stat și de Estradă, Teatrul de Revistă, Teatrul de Artă Dramatică, Teatrul Municipal Deva, Teatrul Județean Hunedoara și în prezent Teatrul de Artă. Când a cunoscut... Plus două. Mai zic eu două, a funcționat și denumirea de cinematograf Urania în perioada interbelică. Dinainte de perioada interbelică se rulau filme mute, deci veneau oamenii, cei care nu văzuseră niciodată film, era o adevărată, cum să zic, o emoție extraordinară. Povesteau niște bătrâni când veneau locomotivă și venea spre ei, se și speriau, țipau în sală datorită imaginilor respective. E un factor extraordinar de cultură, și cinematograful și teatru. El a funcționat și în perioada interbelică și cu foarte mici opriri, chiar lumea știe de cinematograful Arta. A funcționat și ca și cinematograf la un moment dat. Mă rog, teatru de artă nu vine de la Arta, teatru de artă vine de la denumirea unui teatru din Moscova, din Sankt Petersburg, care este un etalon pentru noi, pentru oamenii de teatru. Și teatru de artă are posibilitatea de a crea mai multe tipuri de spectacol, nu neapărat de teatru. Poate să facă balet, poate să facă musical, poate să facă vodevil, poate să facă o grămadă de tipuri muzicale, de tipuri de teatru, nu neapărat muzicale. Și se pare că ne-am așezat foarte bine pe această denumire, suntem cunoscuți peste tot cu acest nume și funcționăm la cote, zic eu, foarte bune la ora actuală. Numărul de actori este suficient pentru repertoriul pe care îl avem noi, deși 1-2 s-ar putea să mai încapă, vedem stagiunea următoare. Ne îndreptăm atenția nu către Consiliul Județean atunci, nu? Da, noi nu prea avem bătrâni. Vârste un pic mai mari de actori, avem tineri și medii. Eu mă consider la medii, da. Și eu. Noi suntem la medii, da. Asta adică Roxana cu mine suntem la 50, mai acolo, jur de. Mihai Ferge, veteranul ăsta. Anul ăsta Mihai împlinește 40 de ani de teatru, Roxana 30 și eu 20. Dar Roxana chiar de când a terminat liceu, de la 18 ani e angajată. Deci o să fie alte motive de a petrece anul acesta. Am enumerat puțin mai devreme denumirile pe care le-a avut teatrul, din dorința de a afla care a fost perioada, poate, cea mai de succes pe care a avut-o teatrul. Asta este de acum. Perioada de acum este perioada cea mai prolifică și cea mai de succes. Sunteți pentru că subiectiv? Nu sau sunt subiectiv, că sunt eu lângă... Cu date. De asta întreb. Cu date. Deci, dacă în cei 13 ani de la redeschiderea sării, după ce a fost renovată către Consiliul Județean, și trebuie să spun, ăsta e adevărul, nu pot omite, înainte țineam de primăria Deva și s-au tărăgânat 22 de ani lucrările de reparații. A fost preluată de către Consiliul Județean, care în câțiva ani de zile a reușit să renoveze teatru. Pentru noi a fost groaznic, pentru că am stat... Ce nu reușește Consiliul Județean? Nu vreau... Poate aflăm răspunsul la întrebare. Nu vreau să laud, dar ăsta e adevărul și trebuie să spunem faptele și mi-asum ceea ce spun. Este un teatru apreciat și de către cei care vin aici să susțină diferite spectacole, concerte sau orice alt eveniment de cultură. I-am auzit de foarte multe ori spunând, ba chiar mai mult decât atât, nici nu era nevoie să spună ceva, era suficient să facă așa, să se uite de jur împrejur și să-ți dai seama cât de mult apreciază ceea da, ce este aici. Vă dau exemplu mare actriței românce, Maya Morgenstern, care în discursul i-a spus că aici mă simt acasă. Noi avem și o coproducție cu Maya Morgenstern. Mm-hmm. Care a fost o premieră, nu? Da. S-a jucat de 5 ori chiar la noi spectacol și probabil o să mai jucăm. O coproducție reușită în care am participat și am făcut scenografie la acest spectacol. Trebuia să mergem în Israel în turneu. Da. Din păcate, evenimentele ne-au oprit și da, să sperăm că se vor rezolva.
Colaborăm cu foarte multe teatre, am colaborat și cu Teatrul Național din București. Ar fi bine dacă ai putea rezolva Consiliul Județean Hunedoara și problema asta, nu cu Israelul, că lucrurile ar merge mult mai repede. Da. Așa cum își dorește Sandu Grecu să mergem și în Georgia, parcă nu la da, în Georgia, în fiecare an toți zicem că mergem. Da. Și până la urmă, cred că o să mergem, o să facem o delegație, să-i vizităm, să semnăm o colaborare, un parteneriat cultural. Asta pentru început, sau, pentru că mai apoi să și jucați acolo. Invităm și pe ei la noi să facem o înfrățire, doar cu Consiliul Județean și după ce avem o structură, o bază de colaborare, să putem lucra cu teatrul de acolo, care e un teatru excepțional. Deci sunt la cote foarte înalte Georgia. Deși n-ai spune că da, pentru că noi știm foarte puține. Acesta. George este un stat care acum 5.000 de ani avea monedă, rege și scriere. Au teatru foarte bun și au și un vin foarte bun. Se combină. Da, da, că e o carte de istoria vinului. Primele vinuri au fost făcute în Georgia. Ei sunt cei care au inventat vinul. Până la proba contrarie, când veți merge și vă veți întoarce, o să vă credem pe cuvânt. Da. Atunci când vă întoarceți, o să spunem dacă vinul, așa. Vinul georgian l-am gustat în la Chișinău și eu mi-am luat. Și foarte bun. Da. Comor Marcel și Dejo Iocob sunt cei doi arhitecți care au făcut acest teatru. Deja Iocop este din Bihor, este născut aici, arhitecți celebri care au construit în toată Europa clădiri importante, sinagogi, săli de spectacole, inclusiv Palatul Culturii din Târgu Mureș este proiectat de ei. Oameni care au lăsat viziune. Ceva. Vreau să vă spun că vin din străinătate, doctoranți, vin la mine ca să mă lase să fotografieze, care au ca temă în lucrările lor de doctorat Teatrul de Artă din Deva și lucrările celor doi arhitecți. Noi primim pe oricine care vrea să viziteze și dăm relații despre arhitectura acestui teatru, care este unică, cel puțin în spațiul nostru, arhitectură tubulară, cu cupolă și cupoletă, cum e și Ateneul Român, care favorizează o acustică excepțională. Deci la noi poți să stai în ultimul rând și nu trebuie să vorbești tare. Da, de multe ori ai impresia că fiind în ultimul rând, sigur, actorii au microfon, de se aude atât de bine, dar iată că nu e, da, e cazul. Da, față de Casa de Cultură, Casa de Cultură care n-au fost proiectate în sensul ăsta și acustica este mult mai slabă. Acolo trebuie să vorbești mult mai tare să se audă. Să se audă, să poți fi auzit. Da. Eu, cum am spus de programul nostru, avem producțiile noastre, dar avem foarte multe producții externe, dar selecția este foarte strictă la noi. Deci nu vin oricine care vrea să... Nu sunt acceptați, nu sunt acceptați, da. Așa, pentru că trebuie să păstrăm un anumit statut și o anumită ștachetă a nivelului cultural a spectacolelor. Iar apropo de investițiile făcute de Consiliul Județean, spunea Consiliul Județean a reabilitat teatrul din Deva și acum am reabilitat aproape în totalitate și Casa de Cultură din Hunedoara. Același lucru se va întâmpla și la Petroșan cu teatru dramatic, cu un proiect câștigat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, clădirea teatrului dramatic din Petroșan. S-a câștigat proiectul și fondurile necesare pentru reabilitarea teatrului din Petroșan. Deci nu ne oprim. Deci urmează și acolo să demareze lucrările. Deci ofensiva culturală declanșată de Laurențiu Nistor și echipa pe care dumneavoastră o conduce și mă bucur că fac parte din această echipă alături de administratorul public Costel Abraham și celălalt vicepreședinte mult mai tânăr Alin Țambă. Nu ne lăsăm și investim în toate palierele în cultură. Este și firesc până la urmă să avem investiții importante în sănătate, în educație, în cultură. Nu se cumva pune problema aceste aici, lucruri știți, ne definesc. Știți ce a făcut Consiliul Județean, Spitalul Județean, drumurile, culoarul Mureș-Nord, de care iarăși sunt mândru că răspund, e vorba de cel mai mare contract de infrastructură din vestul țării, care este finalizat în proporție de 99%. Cam o să confirm că eu merg cu bicicleta pe acolo și înainte erau numai gropi. Verificare, nu? Și acum este un asfalt perfect.
n-aș vrea, da, totuși, adică... Le facilitează chiar dacă... și iubitorilor de cultură, da, din alte județe, poate, sau din alte zone, să ajungă aici, exact, la teatru. Da, sigur că da. Și chiar dacă este o emisiune în care am vorbit despre aniversarea teatrului din Deva, dați-mi voie că am fost ziarist sportiv care am scris vreo 42 de ani despre sport și am fost atunci să felicit încă o dată pe Corvinu, până teara 1921. Fantastic! Fantastic ceea ce se întâmplă la Hunedoara în acest proiect inițiat, la care am participat și eu, inițiat de către Dan Bobuțanu, un om de sport și el, că și el a făcut, a scris sport la o revistă din vestul țării și pe vremea când și eu colaboram cu Ovidiu Ianițoia la ziarele centrale de la București. Este un proiect extraordinar. Ați văzut și aseară și nu numai aseară și la meciul cu CFR Cluj, dar și în Liga a doua. Meciuri transmise pe canale de televiziune, 4-5 mii de spectatori. Bine, la meciul cu CFR Cluj și cu voluntarul de aseară au fost în jur de 12-13 mii de, exact, spectatori. Gândiți-vă că în prima ligă, la anumite meciuri care se joacă la voluntari sau în țară, 300, 400, 500 de spectatori. Toată presa centrală. Și acest lucru că se va face și nou stadion la Hunedoara, un oraș, o comunitate, o echipă, înseamnă extraordinar. O calificare într-o finală de Cupa României nu este la îndemâna unei echipe de prima ligă. Nu v-au furnicat degetele aseară să scrieți mai scriu așa pe Facebook, îi felicit și așa mai departe, particip, m-am îmbrățișat și cu primarul, cu Dan și cu Maxim, cu cred acest fantastic. Cred că întregul oraș, întregul județ s-a îmbrățișat aseară sub o formă, deci este o echipă la care, acest scor. Este o echipă care nu este numai a municipiului Hunedoara. Corvinu va redeveni ce a fost un brand și este o echipă a județului Hunedoara, așa cum îmi doresc pe undeva, spuneam eu la un moment dat, dom'le, să avem fotbal de mare calitate la Hunedoara, să avem handbal feminin de mare calitate la Deva, ceea ce nu se întâmplă încă, și rugby în Valea Julica. Acestea erau și în rest E complicat să fie realizată și acea pistă de atletism. E complicat, ca să nu mai vorbim de sala polivalentă, care știam că care era un Caragiale are o vorbă extraordinară, este magnifică, este minunată, dar nu există. Dar corect. Să vă spun ceva de sport, domnul Bădin. Noi am fost cu teatru în Montreal și am jucat acolo și am zis, dacă toți suntem în Montreal, lângă este rezervația de indieni, să vizităm. Când am intrat acolo, au tăbărât pe noi, aia ce căutăm acolo. Păi zic, stai că noi suntem turiști, ce turiști, ce căutați aici? De unde sunteți? Din România. Zic, aha, Gigi Hagi, Nadia Comăneci. Deci, primele două, ok, atâta știau despre România, datorită sportului. Da. Și fotbal și gimnastică. Da. Iar noi, gimnastică, aici, ce să spunem, că muzeu al gimnasticii sau o sală în care să se desfășoare un campionat internațional de gimnastică ar aduce o grămadă de turiști. Sunt astfel de deficiențe. Sunt sportivi care, în loc să sară de pe trambulină într-un bazin cu apă, sar pe saltele. Adică despre ce vorbim? Încă suntem deficitari la acest capitol și exact acolo lovim cumva, exact acolo unde ar trebui să investim și mai mult, pentru că ei sunt, până la urmă, ambasadorii noștri. Și da, și ca să închei legatul de sport, Consiliul Județean... Pentru că încheiem și emisiunea, imediat, în 2 minute. Consiliul Județean, știți prea bine că s-a făcut în luna noiembrie acea asociere între Consiliul Județean Hunedoara, Consiliul Local Hunedoara și un SRL-ul, pentru a transforma, adică Corvinul nu are drept de promovare fiind de drept public, din campionatul viitor, prin această asociere și prin fondurile alocate de către Consiliul Județean, pentru că ca să promovezi în prima ligă și să te menții pe urmă, ai nevoie de bani mulți. Și cu ocazia asta, cred că și foarte mulți sponsori, prin faptul ceea ce se întâmplă la Hunedoara și rezultatele obținute de Corvinul, este la un pas de a participa în cupele europene, chiar dacă nu are drept de promovare în prima ligă, dacă câștigă Cupa României, în 15 mai la Sibiu, atunci sigur că emulația va fi mult mai mare, atât în sport, cât și mai ales în cultură. Până la urmă și teatrul de artă din Deva este în Liga I, nu? Evident, da, absolut, da. Teatrul din Deva și din Petroșani sunt de mai mulți ani în Liga I. Așteptăm și revenirea Corvinului 1921, acolo unde a fost înainte de 89, în acea perioadă de aur, când antrenor era Mircea Lucescu cu foști mari fotbaliști, Klein, Rednic, Andone, Mateus, Gabor, Petcu, Nicșa și ceilalți.
Suntem noi la final de umblăm cu alți antrenori, cu Housewater, cu Frunze, cu Acriș. Tot cu antrenori mari. Da, exact. Da. Adică tot așa un fel de Barcelona, Real Madrid și așa mai departe. Deja aici trecem în altă, altă ligă, cum se spune. Așadar, 23 aprilie la ora 18:30 dezvelim placheta. O plachetă? Și ce fel de plachetă? Ca asta nu ne-a spus. Este o plachetă... Rămâne surpriză. Rămâne surpriză. 70x50 de centimetri, care va fi aplicată pe fațada teatrului, bineînțeles cu acordul Ministerului Culturii și a Direcției de Cultură, că avem acordul scris. L-aveți deja. Da, 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 da. Foarte bine, o să fim acolo. Toată lumea, nu, e invitată, poate toată lumea să este invitată. Participe la acest moment. Este un eveniment de marcă. 113 ani da. Nu se întâmplă decât odată, nu? Și aștept și pe dumneavoastră. La anul 114, pe urmă. De exemplu, presa, vă așteptăm cu mare drag acolo. Așa cum ați fost de fiecare dată, alături de actul de cultură. Sigur, vom fi acolo cu siguranță. Ar mai fi fost multe, foarte multe de discutat. Din păcate, timpul dacă nu ne mai permite, zis că dar oră 45, mai 45 de minute. Dacă ne invitați la următoarea emisiune, să vorbim despre proiectele viitoare și... Cu siguranță, pentru că sunt importante și acestea și mă gândesc că deja ați făcut un plan, tocmai pentru ca cei de la Consiliul Județean să aloce fondurile necesare pentru aceste spectacole, pentru deplasările pe care le aveți, pentru că știu că sunt foarte multe și îmi spuneați că deja sunteți invitați și în Germania și în alte țări unde să susțineți spectacolele pe care noi le cunoaștem deja și dacă nu le cunoașteți, stimați telespectatori, mergeți la teatru că aveți posibilitatea, fie la Deva, fie la Hunedoara, Brad, Orăștie și în alte localități unde mai sunteți invitați. Mergeți și savurați aceste spectacole din plin pentru că, spun eu, cultura contribuie așa și la schimbarea noastră ca oameni, ca gândire până la urmă. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de și noi și vă mai așteptăm. Și noi mulțumim. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și dumneavoastră alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!